Mă uit după prieteni pe care nu-i cunosc. Aș vrea tare mult să se spună cam așa despre locul acesta. De ce te-ai dus acolo? Și simplul răspuns să fie, mă duc să mă împrietenesc. Atât. Mă duc să mă împrietenesc. Și dacă mă va întreba cineva cu cine, să-i spuneți cu Dumnezeu. Și apoi, pe lângă Dumnezeu, să-i spuneți că ați mai găsit oameni minunați pe care Dumnezeu îi face frumos. Seara asta e pentru cei care au venit aici pentru prima oară. Aș vrea să mă împrietenesc cu ei, povestindu-le câte ceva din viața mea. Dar n-aș vrea să încep cu ceva care, într-adevăr, e de neuitat pentru mine, înainte de a citi ceva din Scriptură. Știți? Scriptura e cartea vieții mele. Când ajung jos de tot, când ating podeaua existenței cu existența mea, cea care reușește să mă ridice de acolo, e Scriptura. În Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la versetul 22, deci Matei 14, de la 22. Îndată după aceea, Iisus a sărit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până el se va îngriji de noroade și le va da drum. După ce Iisus a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Să noptase. Și el era singur acolo. Când citesc Scriptura, deseori mă întreb ce om era Iisus. Uneori mă întreb ce om sunt eu. Te-ai rugat vreodată când norul nopții îi face frații să doarmă? Ai avut vreodată atâtea probleme încât să nu-i creaz de vorbă cu Dumnezeu în timp ce ceilalți ca de obostan? Știi, vreau să spun că viața de credință nu e o simplă vorbă. Viața de credință este un moment în care chiar l-ai găsit pe Dumnezeu. Chiar ai cu cine vorbi. Chiar ai cui cere câte ceva. În timpul acesta, corabia a început să fie învârtită în valuri, în mijlocul mării, căci vântul era împotriva. Și viața nu-i simplă. Ai simțit vreodată că vântul ți-e împotriva? Ai simțit vreodată că tu vrei să ajungi într-o direcție și că vântul, în loc să te ajute, te întoarce înapoi? În seara asta, Cuvântul lui Dumnezeu și muzica și legea ce aici nu e pentru cei cărora vântul le bate ca să le fie bine. E pentru cei cărora vântul le bate împotrivă. Dacă ești unul dintre ăștia, atunci vreau să spun bine nimic. După noapte întreagă de zbuciun, când se înclina ziua cu noaptea, a venit Iisus la ei, mergând pe mare. De foarte multe ori Dumnezeu vine la tine și tu nu știi.
vină la tine într-o modalitate în care nici nu te-ai gândit vreodată. Spuneți-mi, mă rog, câți dintre ucenicile din corabie se așteptau să vină Iisus Hristos ca răspuns la rugăciunea lor cu timp pe vară? Se mai întâmplase treaba asta? Mai văzuse așa ceva? Nu. I-a luat total prin surprindere. Ți s-a întâmplat vreodată să dea Dumnezeu prin surprindere? Am nevoie să stai să te uiți în ochii mei, pentru că viața cam despre asta este. Despre modalitatea sau modul în care Dumnezeu vine la tine și nu habar n-ai. Dumnezeu vine la tine și tu crezi să te scufunzi. Spune mai departe textul, când l-au văzut ucenicii, au zis, este o nărugă. Dumnezeu vine la tine și zice că este, zici tu că este, dați-mi un alt cuvânt pentru nărugă. Vedenie. Nu, un alt cuvânt pentru nărugă. Stafie. Dumnezeu vine la tine și tu spui, mi se pare, nu se poate, nu există așa ceva. Ți s-a întâmplat odată așa? Suntem oameni raționali, logici, moderni, științifici, cum vreți dumneavoastră, ancorați în realitatea acestui pământ. Dar nu odată i-am văzut pe semenii mei spunând și vorbind despre nălucire. Nălucire minții ale cugetului, ai simțurilor. Le-a fost frică. Și au țipat. Să știți că întâlnirea cu Dumnezeu nu este o întâlnire simplă. Uneori e întâlnirea lui Dumnezeu, cu Dumnezeu, presupune emoții puternice. Pe care și la sumă le înțeleg. Prietenii, vecinii, colegii se uită și întreabă, dar de ce ții? Pentru că numai tu știi ce e în sufletul tău. Numai tu știi cu cine te întâlnești. Ei nu știu. Iisus le-a zis, năruga, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Trăim în secolul 21, un secol al răsturnărilor de valori. Știți câtă nevoie avem de cuvintele astea? Nu vă întreb pentru că n-ați ști, ci vă întreb pentru că am nevoie chiar să gândiți câtă nevoie avem ca să auzim cuvinte de felul ăsta. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Am toată istoria în mâna mea, am viața voastră în mâna mea și sunteți în siguranță. Dacă cumva am venit aici, cu îndoială în suflet, neștiind ce-i cu viața noastră, lăsați ca Dumnezeu să vorbească cuvinte de felul acesta în dreptul vostru. Doamne, i-a zis Petru. Știți, Petru era un om ca mine și ca tine. Foarte aproape de personalitățile secolului 21, când a văzut că este Domnul, imediat a avut nevoie să dialogheze cu el și a început să vorbească. Nici nu știu dacă a vorbit în momentul ăsta mai conștient decât a vorbit atunci când era pe muntele schimbării la față, când i-a zis, Doamne, să facem aici trei colibri. Și cuvântul lui Dumnezeu spunea că nu știa ce vorbește. Dar aici, el îi spune, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să merg și eu pe apă. Nu poți face ceva pentru mine. Nu putem împărți minunea amândoi. Dacă tu mergi pe apă, să mergi și eu pe apă. Și aici apare, ciudățenia umană, caracterul uman foarte ciudat. Omul care face din religie o problemă de miracol, de taină. Și el spune așa, dacă vrei să mă câștigi, câștigă-mă prin taină sau prin pâine. Sau prin... câștigă-mă prin ceva. Vino, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie
A început să umble pe apă ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă! Vreau să vă întreb de câte ori ați ajuns cu apă până aici? De câte ori ați ajuns să nu mai puteți respira? De câte ori ați ajuns să simțiți că nu mai puteți? De câte ori? Pentru cei ce n-au ajuns aici niciodată, seara asta nu-i pentru ei. Dacă este cineva care a ajuns aici niciodată, seriile care vor urma sunt pentru dânsi. Și acum, să vă povestesc despre viața mea. O secvență. Am povestit-o de multe ori. Prima dată am povestit-o studenților mei care au băgat de seamă că am întârziat de la cursul o săptămână. Și când am ajuns acolo, m-au întrebat ce s-a întâmplat. Și a trebuit să le povestesc. Povestea începea cam așa. Ca orice om amărât și sărac, mi-am luat soția și am plecat în străinătăți. La vremea respectivă era anul 1996-97, cred că ceva de felul ăsta. Ca să ne cumpărăm și noi o mașină. Cu câțiva bani într-un buzunar, neștiind prea multe despre ceea ce era dincolo, ne-am dus la cineva care ne-a ajutat să găsim un Ford Escort roșu la vremea aceea. L-am cumpărat și ne-am întors fericit spre casă. Când ne întorceam spre casă, la granița cu Cehia, pentru că nu aveam altă, eu știu, posibilitate, nu aveam viză în Austria, la vama cu Cehia, grecerii de acolo ne-au întrebat: da, voi instinctor la mașină aveți? Stingător. Nici nu mai auzisem că se cere la o mașină, când cumperi mașină, trebuie să o cumperi cu stingător. Eu credeam că trebuie să o cumperi cu roți. Dar se vedea treaba că trebuie să o cumperi și cu stingător. Și n-am știut treaba asta. Plus că, din nou, ca orice om amărât și sărac, aveam mașina plină cu tot felul de lucruri adunate, de pe mine, de pe unde, ca să îți faci viața puțin mai colorată. Nu știu dacă mai frumoasă, dar mai colorată. Așa că i-am zis: Domnule, nu știu dacă am instinctor. Nu știți? Nu. Dacă nu știți, nu puteți să treceți. Și am stat acolo și în timp ce stăteam acolo, a început să mingă. Și zăpada s-a făcut de un deget, de două, de trei, de un lat de pal. După vreo două ore de așteptat, soția mea, care vreau să vă spun că este un prototip al îndelungei răbdări, spre deosebire de mine, care nu sunt, soția mea mi-a zis: Valentine, nu se mai poate. Te rog frumos, dăm așa poartă, că eu mă duc să rezolv problema. I-am dat așa poartă. S-a dus, în sfert de oră, s-a întors de acolo cu interdicția. Pentru 24 de ore. Ninja. Ne-am uitat unul la altul și am zis: Fiorica, hai să mai încercăm la o altă vamă, că pe aici nu se poate trece. Și am luat-o noi mai pe la 10 seara, 11, așa pe străzi. Și am văzut la un moment dat un indicator de țolă spre o altă vamă și am mers acolo, pe șosea, cumva, pe bâșbâită, noaptea. Am ținut drumul până când am descoperit că vama pe care o căutam noi era o vamă care funcționa doar în timpul zilei, era o vamă de zi,
noaptea era închisă. Așa că ne-am întors înapoi. Mergând noaptea, am văzut un oraș departe, luminile orașului, întuneric de jur împrejur, cu foarte mare atenție, ninsese în așa fel încât nu deosebeam care era câmpul și care era șoseaua. Singura posibilitate să identific care era șoseaua erau propriile mele urme. Deci mergeam pe urmele mașinii mele cu care venisem. Pe urmele cu care venisem. La un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat. Mașina a derapat în partea dreaptă, nu avea viteză mare. A lovit ceva și s-a oprit. M-am dat jos, m-am uitat în partea dreaptă unde au lovit lovitura și am văzut că lovise un stâlp de beton, cam de o jumătate de metru, și roata mea era scoasă din nucă. Știu că m-am întors înăuntru și am spus soției mele, Viorica, aici rămânem. Aici rămânem. Ne-am uitat o dată de jur împrejur. Orașul era la distanță, nu era nimic. M-am uitat la rezervor, mai aveam o jumătate de rezervor de motorină. Temperatura era minus 17 grade, cam așa. Și ce să vă spun altceva? Că era, decât că era în jur de ora 11 noaptea, cam așa. Poate chiar mai mult. Dragii mei, în momentul când am zis, aici rămânem, am simțit că am apa ca și Petru deasupra posibilității mele de a respira. Știți câți bani mai aveam? Câți îmi trebuiau ca să cumpăr motorină până acasă? Atât. Pe cine cunoșteam? Rețineți, eram în Cehia. Era noapte, minus 17 grade. Ce bun e Dumnezeu! Nu vă puteți imagina cum valorifică Dumnezeu momentele alea când ajungi la limită de jos. Când m-am așezat în scaun și am spus soției mele, aici rămânem, în momentul acela am crezut că am o vedenie. Și vă rog frumos să mă răbdați, să nu credeți că vă povestesc povești. Și nici că mi-am pierdut mintea, dar mi s-a părut că, uite așa, din pământ se deschide o ușă și o femeie a apărut în ușa respectivă și mi-a făcut semn să intru înăuntru. Acum, evident, era o nălucă în ghilimele, ca și în ceea ce v-am citit, da? Numai că era o realitate. Știți ce era? Eu mă lovisem de un stâlp de la un canton de cale ferată. Puțin mai încolo era cantonul, care era văruit în alb, ca și zăpada. Avea o fereastră luminată, micuță, dar nu era spre mine, era spre partea cealaltă. În așa fel încât eu nu vedeam nimic decât alb de jur împrejur. Când femeia a auzit bubuitura aceea că eu am lovit stâlpul, în momentul acela femeia a mai stat puțin și a deschis ușa să vadă despre ce este vorba. Ușa era spre mine. Când a deschis ușa, eu am văzut doar o rază de lumină din pământ. Am ieșit afară, mi-am luat soția de mână, am intrat înăuntru. Era cald, era bine. Femeia a dat telefon la poliție, era spus despre ce este vorba. Era ceva mai bine ca înainte, dar nu de tot. Și dacă veneam ce? Și cu ce să mă ajung? Între timp, soția mea îmi spune, auzi, Valei, tu ți-aduce aminte de Pavel Șimec? Venisem în 1995 de la studii de la Newbold. De acolo avusesem un coleg ceh,
pe nume Pavel Șimec, deci cu 2 ani de zile în urmă, care la plecare ne dăduse adresa lui pe o foaie de hârtie de 2 cm pe 2 cm, cam atât. Și soția mea, după 2 ani de zile, spune, mai atunci, dar sigur că mi-aduc aminte de Pavel Șimec, și ce? Și a spune, hai să-i căutăm adresa. M-am uitat la ea, stresat fiind de situație și de absurdul acestei idei. În ce consta absurdul? Mi-a scos din poșetă un carnețel, care, de 2 ani de zile fiind folosit continuu, își pierduse coperțile. Și ea venea să-mi spună mie că în carnețelul ăla ar trebui să găsim noi o foaie de 2 ani de zile, de 2 cm pe 2 cm, care să nu fi zburat de acolo. M-am uitat la ea cu un gest din acela de suficiență masculină și am spus, Iurica, dacă tu ai chef să te ocupi cu așa ceva, te rog frumos, caută. Pe mine lasă-mă că eu sunt supărat. Ca urmare, eu am rămas supărat în colțul meu, pe banca aceea, iar soția mea a început să ia foaie cu foaie. Așa cum numai ea poate să facă, adică eu nu pot să iau foaie cu foaie niciodată. Le întorc așa și le flutur. De aia foaie cu foaie, foaie cu foaie, în sfârșit. Mi s-a părut o veșnicie până când mi-a fluturat în față o hârtie de 2 cm pe 2 cm și a zis, Valentine, uite, adresa. Și eu în gândul meu, și ce? Și ce dacă cunoști un om în Cehia, cu ce te ajută? Eu sunt aici, sunt în pustiu. Imaginează-ți că tu ești undeva în Vârșani sau în Nădlac, ai o problemă în Vanoa și tu cunoști pe un om în Suceava. Și la mine și îi spui, știi ce, mă poți ajuta, că nu e problemă în Vanoa. Ce poate să-ți facă? Nu poate să-ți facă nimic. Cam asta era situația, cam așa că lucrurile și am spus soției, zic, bine că ai găsit-o. Acum bucură-te că ai găsit adresa. La care ea se duce la doamna respectivă și nu știu ce a vorbit, că doamna respectivă nu știa engleză, nu știa în ceră, nu ne înțelegeam unul cu altul de niciun fel. După puțin, soția mea se întoarce înapoi și îmi spune, Valentine, da, dragă, vezi tu orașul ăla de acolo? Da, l-am văzut. Ce? Ăla-i orașul de aici, de pe hârtia asta. Cum adică? Da, adresa lui Pavel și Medie aici, în orașul ăsta. Am început să mi se facă și mie puțină lumină în ograda mea cu ocazia aia. Dar din nou, dumneavoastră știți cum e cu pastorii. Când ți-e lumea mai dragă, trebuie să se mute. Și am zis, da, dacă s-a mutat. Dar măcar era ceva, era o biserică adventistă acolo. Așa că, între timp a venit poliția, am făcut rapoartele și după aceea poliția mi-a zis, ok, noi o să vă luăm mașina, să o ducem la un garaj, iar dumneavoastră mergeți la hotel. Vă aduceți aminte câți bani aveam, da? Ca urmare, mi-am zis, domnilor, nu vă supărați. Nu puteți să ne duceți și pe noi la adresa asta? Sigur. Foarte amabil, ne-au luat, ne-au dus în după lor și ne-au dus la adresă. Zăpadă de jumătate de palmă. Nici o urmă de jur împrejur. Miezul nostru, era cam ora 3 acum, clădirea frumoasă, silueta bisericii acolo, mergem pe întuneric complet, agentul de poliție care ne însoțea sună la sunerie, la trima. Strângeam din ochi, strângeam din toate. Am uitat să vă spun. Acolo era și un număr de telefon. Doamna de acolo dăduse telefonul și nu răspunsese nimeni. Că urmare șansa ca acum să răspundă cineva era foarte mică. Cu toate astea, la a doua apăsare pe sunerie, se deschide ușa și apare Pavel Șimec îmbrăcat. La ora 3 noaptea.
Când mă vede, mă ia în brațe, polițaiul îi spune despre ce este vorba. Și mă invită înăuntru. Și îmi spune, Valentin, ce am oficializ? Că acolo m-a lăsat puterile. Zice, uite, te uiți? M-am uitat pe hol. Valize până aproape de tavan. Zice, am venit acolo jumătate de oră. Dar de unde ai venit, Pavel? Din concediu. Unde din concediu? Am fost la schi. Și zice, trebuia să venim mâine. Dar nu știu de ce venim în seara asta. E așa de bine să ai pe Dumnezeu de partea ta. Nu pentru că sunt eu bun. Nu. Ci pentru că El e bun. A fi creștin astăzi nu înseamnă să știi doar o teorie foarte bine. A fi creștin înseamnă să simți mâna lui Dumnezeu. Fiecare clipă. Mă opresc aici. Pentru toți aceia care doriți să găsiți un astfel de Dumnezeu, vă voi invita și mâine seară, și mâine seară, și marți, și miercuri, și de două săptămâni de zile să descoperim pe acest Dumnezeu extraordinar. Haideți! Haideți să fim prieteni cu El și unii cu alții, dar înainte de a mă retrage, dați-mi voie să citesc din Psalmul 63. E un psalm care vorbește despre ce simte un om pe care îl scoate Dumnezeu la liman. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi setează sufletul după Tine, îmi tingește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat, fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea, buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, în numele Tău, îmi voi ridica mâinile. Există un vot de credincioșie care se așează întotdeauna după astfel de momente salvatoare, extraordinare. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în așteptul meu, când mă gândesc la Tine în timpul priveghilor nopții, căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Amin. Amin. Asta e Scriptura care mă întâlnește. Asta este Scriptura care ți-o recomand. Știu că sunt mulți dintre dumneavoastră care aveți Scriptura asta acasă și care stă pe rafturile dumneavoastră. Faceți din ea cuvântul care vă vorbește în fiecare.